Donald Trump cere anularea condamnării în dosarul Stormy Daniels după decizia Curții Supreme a Statelor Unite în ceea ce privește imunitatea prezidențială. Avocații fostului președinte au cerut instanței să anuleze condamnarea acestuia în cazul plăților ilegale făcute pentru cumpărarea tăcerii actriței de filme pentru adulți și să amâne pronunțarea sentinței ce ar urma să fie anunțată în această lună. Decizia majorității conservatoare din Curtea Supremă a fost invocată de echipa fostului președinte. Echipa fostului președinte Donald Trump vrea anularea condamnării în dosarul Stormy Daniels. Argumentul avocaților este că Trump a semnat actele care au autorizat plățile către Daniels în timpul mandatului său la Casa Albă în 2017, ceea ce ar trebui luat în considerare, spun avocații. Totodată, anul trecut, avocații au susținut în mod similar, dar fără succes, că acuzațiile din acest caz implicau acte oficiale legate de atribuțiile prezidențiale ale lui Trump. Curtea Supremă a constatat că un președinte are imunitate pentru actele oficiale, iar decizia instanței supreme a fost salutată de Trump drept o mare victorie pentru democrație. Verdictul se referea la un caz separat împotriva lui Trump, în care acesta este suspectat că a făcut eforturi pentru a anula ilegal rezultatul alegerilor prezidențiale din 2020 câștigate de Joe Biden. Cu o majoritate de 6 voturi la 3 judecători conservatori împotriva celor liberali, curtea a stabilit că președintele nu se bucură de imunitate pentru actele sale neoficiale, dar că are dreptul la cel puțin o prezumție de imunitate pentru actele sale oficiale. În numele majorității, președintele curții a motivat această decizie prin invocarea separației puterilor în stat. Președintele Biden a reacționat la decizie și a descris-o drept un precedent periculos. This nation was founded on the principle that there are no kings in America. Each of us is equal before the law. No one is above the law. Not even the President of the United States. With today's Supreme Court decision on presidential immunity, that fundamentally changed. For all practical purposes, today's decision almost certainly means that there are virtually no limits on what a president can do. This is a fundamentally new principle, and it's a dangerous precedent, because the power of the office will no longer be constrained by the law, even including the Supreme Court of the United States. The only limits will be self-imposed by the president alone. În luna mai, un grup de 12 jurați din New York l-a condamnat în unanimitate pe Trump pentru toate capetele de acuzare de falsificare a înregistrărilor comerciale. Fostul președinte a fost acuzat că a ascuns o plată pentru a cumpăra tăcerea lui Stormy Daniels în ultimele zile ale campaniei sale electorale din 2016. Astfel, prin aprobarea unei scheme de ascundere a plăților sub acoperirea unor cheltuieli juridice, Trump ar fi încălcat legea electorală.